România, eu sunt Qatar. Buf, dar n-ai precizat ca jelot, ăla al băgaboantelor? Bă, dar ce telefon ai tu, bă, de te ține bateria 3 zile? Hei băieți, deci să știți că a început mega o party la hotel. Care mai vrea să vină, dați-mi mesaj pe Instagram, avem bere, o să facem de toate pe aici. Dar muie, muie faci? Stai și capră? Am o presimțire că l-ai punea mâna în cap ca să-i zică, hai bă, tata, te treci la aparat. Auzi, auzi, dar tu cum dormi noaptea în schimb că sunt atâția care nu te suportă? Fără chiloți, să mă poată pupa în cur. Gata, pun-te capră că eu sunt primul. Și acum să ascultăm cea mai sinceră femeie. De 21 de ani, îmi place mi-o trag cu talent, îmi place de mor, doar nu era să-mi placă pizda. Bă, dar tu ești femeie sănătoasă la cap? Păi dar cum să adresez o astfel de întrebare, fă vaco? Păi cum să trebuie o femeie dacă îi place dar lungi că îi place ce ai vrei să spun când plac? Când plac vibratoarele, când plac pizdrii, ce-i vrei să spun? Ursule, n-am înțeles ceva. Asta era cea mai sinceră sau cea mai nimfomană? Nu știu, bă, sunt asemenea are la experiență. Șeful, 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 vă iau șeful. Legenda spune că Victoraș avea paharul și era frutifleș. Zici, cine s-a mai făcut sifon? Sifon? Da, da, sifon. Vreți să auziți ceva, că știți că eu vă zic totul. Roxana Ghiță, sub pătură, în baracă, a întreținut relații sexuale cu musti. Tu îți dai seama că-s copii crudi sau înghițiți la Survivor 2021? Fără număr, 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 fără număr. Și-a operat ciocănitoarea Odilă Lăul? Ciocănitorile Udi după ce s-au operat la bârnă. Aaaa, ce brăduț frumos! Ambelii p***, iar ne uităm o șcretă. Da, bă, ce bine mi-a intrat! Din seria întrebări stupide și răspunsuri sincere, hai să vedem. Dar eu nu cumpăr, iar în România eu doar consum. Stai așa, stai așa, cum consum dacă nu cumperi? La mine, eu nu cumpăr. La mine, când merg printre fani la concert, mi se pune buzunare și atunci eu o fumez. Până și la scala pregătitoare, cei mici ar găsi un alt răspuns. Eu presim că tataia o să ia pe urmele lui Fulgi. Am încercat și eu să văd cum e, cu iarbă și cu atât că eu de trapă n-a după să trec, am viviat de trăsem. Buf, ce-ai văzut mai devreme să numesc pretexte, ca să nu vină pula mea din cotul pe să iei la percheziție. El vroia, dar nu putea. Păi de ce nu putea? Păi că era prea spartă pula mea. Sincer, o să fiu, nu te-am văzut niciodată așa. Și când te gândești că ăsta a fost primar? Tata e rudar. Mama e ursăreasă. Adică ciobane german, nu? Hai la muncă să muncim, dă Doamne să nu găsim. Cam așa arată o prințesă. Da, da, mai dă numai acum, mai urcă-te în el. Și peștișorul Auriu ascuns în căsuță zicea în gândul lui, a dracu șarfă, și-a luat până și permis de scufundări, doar ca să mă supravegheze pe mine. Remarci că Ginerica e un copil? Ia să auzim ce dedicație dădea Ginerica la nunta. Dedicație de la Ginerica pentru toată familia Marvel și pentru Spider-Man. Să iei chile, să te îngrași. Și dacă n-ai bani, n-ai cum să-i superi pășmecherea. Și dacă n-ai bani, n-ai nici ce să le lași la urma. Și dacă n-ai bani, ia, ia uite, zice, nu venea eu să facă poza cu noi. Ce-ai băgat? Te privai pentru salarii, ce-ai... Singurul diliu din România care își plimbă papagalul în lesă. Ce-i culcat cu aia? Și-a băgat pizza în moarte cerebrală.
Sing away.